Am vrut să fiți prezenți astăzi la semnarea contractului de proiectare și execuție a pachetului de lucrări prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2, pe care Consiliul Județean Neamț îl va semna astăzi cu asocierea dintre SC Aquapark, SC Marco, SC Dandin, SC Dancors, Datons, pardon, SC Trust, CCDB, SC Hydro Story, SC Alido Proiect și SC Rutier Consult. Este un proiect extrem de important pentru județul Neamț. Este un proiect care rezolvă o mare parte din infrastructura rutieră, drumurile județene și podurile probleme critice din județul Neamț, care aparțin de Consiliul Județean Neamț. Avem aici un număr de 44 de obiective pe care aș vrea să le exemplific, pentru că, așa cum am spus, sunt drumuri pe care nu s-au mai intervenit de foarte mult timp, de zeci de ani. Și am să încep cu unul din cele mai importante și mai așteptate lucrări de modernizare a unui drum județean din județul Neamț, drumul axial. Deci astăzi vom semna contractul de proiectare și execuție pentru modernizarea drumului axial, un drum care va rezolva, spun eu, în mare parte problema de infrastructură de pe Valea Muntelui. După cum bine știți, cei de la drumuri naționale au modernizat și au reabilitat calea de acces spre Bicaz de la Piatra Neamț. De la Bicaz la Lacul Roșu este de asemenea modernizat. Acum se lucrează de la Bicaz la Poiana Largului. Noi, pe drumurile județene, din drumul național de la Poiana Largului până la Durău, pe DJ-155F, știți că am făcut modernizarea încă din toamna anului trecut. Și acum vom semna contractul de reabilitare axialului. Valoarea este de 39.785.772 de lei. Doar pentru acest obiectiv, deci aproape 400 de miliarde de lei vechi. Și sper ca domnii de față, constructorii, să ne dea un termen cât de repede pentru reabilitarea acestui drum, pentru că ne interesează ca acest drum să fie făcut foarte repede, pentru că Valea Muntelui și turismul din zona Muntelui se poate beneficia de o infrastructură modernizată acolo. Deci, uitați că după zeci de ani în care toți oamenii politici care au fost aici în fruntea județului, au promis reabilitarea axialului. Astăzi se întâmplă asta și semnăm contractul pentru modernizarea drumului județean 155F. De asemenea, drumul județean 127-a din comuna Bicazul Ardelean va fi reabilitat. Valoarea este de 27.966.581 de lei. Este drumul județean care face legătura cu Ardealul spre Turgheș. Drumul județean 155B din comuna Bodești și comuna care leagă comuna Bodești de comuna Petricani. Valoarea este de 16.838.000 de lei. Drumul județean 155G, tot din comuna Bodești, satul Bodești de jos,
de 12.079.790 de lei. Drumul județean 155M. Comuna Petrican, satul Țolici. Face legătura între Pești și Țolici. Pentru cei care știu zona, acolo chiar sunt extrem de mari probleme. Valoarea 2.743.000. Drumul județean 157H. Celebrul drum județean de la Itrinești, Mărcineni. Valoarea 10.894.000 de lei. Drumul județean 207A, din comuna Bâra, 3.097.000 de lei. Drumul județean 207D, face legătura între Sarna și Gâdinți. Este un drum care îi și închis circulației publice acum, pentru că o parte din el s-a și prăbușit în Siret, deci acolo va fi o reabilitare extrem de importantă pentru locuitorii din Gâdinți și Sarna. Valoarea este de 13.898.000 de lei. Drumul județean 208P din comuna Dragomirești, legătura între Dragomirești și Bârgăvan, 16.820.000 de lei. Drumul județean 209B din comuna Borca, drumul Talienilor, care face legătura și trecem în Suceava. O valoare foarte mare, 41.797.000 de lei, deci 400 de miliarde. Și acolo mai avem în licitație încă un drum de care ați scris dumneavoastră, celebrul drum, care nu mai finalizăm odată cu licitația, încă de vreo, nu știu, cred că 10-15 milioane. Oricum știu că cea mai mare investiție de pe drumul județene e acolo la Borca, pe drumul Talienilor, peste 500 de miliarde se vor investi acolo pentru a putea să avem cale de legătură cu Suceava. Drumul județean 280, Băra Stănița. De asemenea, pentru cei din zona Roma, știu că este un drum extrem de aproape impracticabil. 6.028.000 de lei. Drumul județean 155B. Este peste Bărâul Țolici din Petrican. 673.000 de lei. Modernizare pod pe DJ 155B. Tot la Țolici, 670.000 de lei. Reabilitare pod pe DJ 155F. Este podul peste râul Izvorul Muntelui, de la Bicaz, care face legătura cu axialul. 758.263 de lei. Reabilitare pod peste DJ 155F, de asemenea peste părâul Izvorul Muntelui Bicaz. Acolo sunt mai multe poduri și modernizăm tot segmentul de drum. Am vrut să modernizăm și podurile, să facem o treabă așa cum trebuie. De asemenea, alt pod peste DJ 155F, peste râul Furcituri, la kilometru 34, tot Izvorul Muntelui, 759.000 de lei. Modernizare pod pe DJ 155D, în localitatea Cârlici, comuna Ștefan cel Mare, 874.000 de lei. Reabilitare pod pe DJ 155I, peste pârâul Rădeanca, din localitatea Păstrăveni, 1.600.000 de lei. Reabilitare pod pe DJ 155J, peste pârâul Topolița, din comuna Grumăzești, 3.354.000 de lei. De asemenea, tot în comuna Grumăzești, peste pârâul Netez, reabilitare pod, valoare 1.957.000 de lei. Alt pod pe care îl reabilităm este peste DJ 155M, tot peste pârâul Țolici, 1.252.000 de lei.
reabilitare pod pe DG155P, peste pârâul Vale Albă, din localitatea Războieni, 992.000 de lei. Modernizare pod pe DG155F. Știți că am reabilitat drumul județean care face legătura dintre drumul național și mănăstirea Sihăstria. Și acolo avem trei poduri. Deci unul din ele peste 155F la mănăstirea Sihăstria, peste pârâul Secu, 862.000 de lei. Alt pod, tot acolo, peste pârâul Alb-Negru, de la Secu, 684.000 de lei. Și al treilea pod, tot acolo, în valoare de 685.000 de lei. Modernizare pod pe DG157G, peste pârâul Sărata, din comuna Răucești, județul Neamț, 800.738 de lei. Reabilitare pod pe DG156A, din comuna Tazlău, județul Neamț, 852.000 de lei. Reabilitare pod pe DG156C, peste pârâul Boștinar, din comuna Tazlău, 852.000 de lei. Reabilitare pod pe DG157I, peste râul Ruginoasa, comuna Ruginoasa, 406.000 lei. Reabilitare pod pe DG159 peste pădurul Bârlat, din comuna Valea Ursului, 289.000 de lei. Reabilitare pod pe DG159 peste pădurul Bozianca, din comuna Bozieni, 624.000 de lei. De asemenea, reabilitare pod pe DG159B peste pădurul Turbata, comuna Batna, județul Neamț, 286.000 de lei. Reabilitare pod pe DG159B peste pârâul Mărmureanca, din comuna Bagna, de asemenea 273.000 de lei. Reabilitare pod pe DG207A de la Luțca, comuna Sagna, sat Luțca, 363.000 de lei. Reabilitare pod pe DG207A peste pârâul Siret, la satul Luțca. Asta este celebrul pod de, la, de peste Siret. Valoarea este mare, 5.780.000 de lei. Este o lucrare extrem de complexă. Știți că am fost și toamna anului trecut acolo. Este un pod care nu a mai fost nu s-a mai intervenit pe el de zeci de ani. Un pod cu foarte mari probleme. Și sper ca unul din constructorii în care o să lucreze acolo să facă o treabă bună, pentru că este un pod extrem de important pentru toate comunele din zona Românului. Reabilitare pod pe DG207A, peste râul Sagna, 381.000 de lei. Reabilitare pod pe DG209B, peste râul Sabasa, din comuna Borca, județul Neamț, 248.000 de lei. De asemenea, tot la Borca, reabilitare pod pe DG209B, 539.000 de lei. Tot la Borca, peste râul Sabasa, reabilitare pod pe DG209B, 539.000 de lei. Și tot la Borca, reabilitare pod pe DG209B, la kilometru 48, 241.000 de lei. Deci, după cum vedeți, avem patru poduri la Borca, pe traseul drumului județean care va fi reabilitat. Vom reabilita și toate podurile de acolo. La Stănița, reabilitare pod pe DG280, valoarea 386.000 de lei. Și tot la Stănița, peste râul Chicerea, reabilitare pod 279.000 de lei. Deci astea sunt cele 44 de obiective de investiții pe care Consiliul Județean Neamț, pentru care Consiliul Județean Neamț semnează astăzi contracte de proiectare și execuție. Finanțarea o avem prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2. Valoarea totală
este de 222.102.012 lei, fără TVA. Cu TVA este 264.301.000 lei. Deci, este cea mai mare investiție pe drumurile județene de după Revoluție. Vom reuși să, prin această investiție, prin aceste investiții, vom reuși să rezolvăm o mare parte din problemele de pe drumurile județene. După cum v-am anunțat încă de data trecută, când am făcut conferință de presă, avem în lucru și cred că într-o săptămână, două, vom ieși pe SIA cu un pachet de drumuri județene în valoare de aproape 500 de milioane de lei. Și cu asta cred că am rezolvat, spun eu, peste 90% din problemele drumurilor județene din județul Neamț. Adică modernizăm și reabilităm în jur de 90% din drumurile județene, restul rămânând a fi modernizate pe întreținere și covare. Este un proiect extrem de ambițios, este un proiect pentru care m-am bătut mult. Este un proiect care inițial cei sceptici spuneau că e greu să facem. Uitați că am ajuns și semnăm astăzi contractul, finanțarea o avem. Ce pot să vă spun că mă bucură, și trebuie să fiu corect aici, mă bucură că cei care au câștigat acest contract este o asociere de firme din județul Neamț. Nu știu dacă poate fi o acuzație de patriotism local sau nu, dar eu sunt extrem de fericit că văd aici la masă constructorii nemțeni și am încredere că pot să modernizeze la un standard înalt de calitate, profesionalism și eficiență ca și timp aceste obiective de investiții pe care Consiliul Județean Neamț le-a prezentat astăzi cetățenilor. Fiind firme din județul Neamț, înseamnă că banii se rămână în județul Neamț și economia județului Neamț se va dezvolta, pentru că cei care vor lucra, muncitorii și toți, vor fi oameni de aici, de la noi, de la Neamț. Domnilor constructori, aștept de la dumneavoastră seriozitate, în primul rând. Atunci când vă potigniți sau vă împurcați undeva, vă rog să apelați la mine, ușa mea va fi deschisă pentru dumneavoastră, pentru că interesul este reciproc. Dumneavoastră să vă luați banii și eu să văd că vom recepționa niște obiective de investiții la standard de înaltă de calitate și cetățenii județului Neamț vor beneficia de o infrastructură rutieră pusă la punct, așa cum merită județul Neamț, pentru că știm cu toții, turismul va fi cel care va dezvolta din punct de vedere economic județul Neamț. De-aia m-am bătut foarte mult și pentru ca autostrada Iași-Târgu Neamț să fie inclusă în obiectivele de investiții ale Guvernului, să fie inclusă pe lista obiectivelor critice cu care Guvernul va merge în CSAT, pentru a putea demara această investiție extrem de importantă pentru județul Neamț cât mai repede. Gândiți-vă că pentru noi autostrada Iași-Târgu Neamț, chiar dacă unii spun, domnule, de la Iași la Târgu Neamț și de acolo, o să vină și de acolo, partea a doua. Pe mine, ca nemțean, ca președinte al Consiliului Județean, mă interesează că se face de la Iași la Târgu Neamț, pentru că a doua aglomerare urbană din România, care este Iași, da? Dacă noi facem această investiție,
această autostradă și eu spun că se va face, cel puțin pe weekend, toți vor veni la Neamț să-și petreacă weekendul lungă, pentru că județul Neamț, așa cum am spus, este un județ în care turismul are ce oferi. Și atunci, din punct de vedere economic, nouă ne face extrem, extrem de mult bine această autostradă. Sper ca Guvernul României și Consiliul și CSAT-ul să aprobe această investiție așa cum își propun, ca și obiectiv critic, și să putem să vedem că va fi demarată în cel mai scurt timp. N-aș vrea să intru pe alte subiecte, pentru că este un subiect extrem de important ce am prezentat astăzi nemțenilor. Aceste 44 de obiective de investiții, și nu vreau decât să le urez mult succes constructorilor. Vreau să vă spun astăzi aici, în fața presei și a nemțenilor, că voi fi extrem de exigent cu ceea ce înseamnă calitate și termene. Treaba mea să finanțez și să vă asigur finanțarea banii, mi-am făcut-o și mi-o fac. Dumneavoastră trebuie să vă faceți treaba, să nu mă întârziați cu termenele și calitatea să fie așa cum scrie aici în contract. Nu voi accepta nicio secundă, nici de întârziere și nicio abatere de la calitatea pe care am stabilit-o împreună aici. Așadar, mult succes, domnilor! Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră astăzi aici. Mulțumesc și presei. Și după ce o să semnăm contractul, reprezentanta tuturor primelor care semnăm, da? Nu-i nu l-am știut. Cine semnează din partea asta? Sau semnează, cum semnăm toți? Haideți atunci pe loc. Mai la microfonul de la România. Nu.
Da, da, doar aici. Bun. Vă mulțumesc încă o dată. Mult succes, domnilor, și sper să avem obiective de investiții realizate așa cum trebuie și așa cum merită înțelegerea noastră. Pentru că sunteți neînțeleg și trebuie să fie o mândrie pentru dumneavoastră să reabilitați aceste obiective de investiții, pentru că va fi cața dumneavoastră de vizită în ceea ce înseamnă portofoliul de lucrări pe care le aveți în dumneavoastră. Mult succes, mulțumesc și presei. Dacă aveți întrebări... O întrebare, una singură. Care este lucrarea cu cel mai scurt termen de execuție pe care o avem prima realizată și care este lucrarea cu cel mai lung termen de execuție? În contract nu avem stipulat un termen scurt și unul lung, sunt termenul de execuție. Dacă mă întrebați pe mine, cred că podurile o să aibă cele mai scurte termene, iar cel mai dificil obiectiv, cred că, nu cred, sigur, este axială. Axială va fi un obiectiv extrem de dificil. Acolo trebuie să avem o sincronizare și cu cei de la Ministerul Apelor și Pădurilor, pentru că versanții vor fi reabilitați, acolo va interveni Ministerul Apelor și Pădurilor pentru amenajare. Însă, eu am încredere că acești constructori din județul Neamț își vor da și vor avea mândria asta locală să arate că pot, să arate că sunt oameni serioși în primul rând și că aici, acasă la noi, putem să modernizăm, putem să modernizăm județul cu firme locale din județul Neamț și asta pentru mine, vă spun sincer, că este o mândrie. Știți ce termen are axialul? Axialul, termenul din contract. 2 ani. 24 de luni. A toate drumurile sunt foarte grele. Da. Dau un exemplu, drumul de la care leagă județul Neamț de județul Harghita. Acolo va fi enorm de greu. Da, acolo e drumul de la Bicaz Ardeal în munți. Din Dăluc? Nu, Bicaz Ardeal. Bicaz Ardeal. Vom face și legătura dintre județul Neamț prin Dăluc, pentru că vreau ca toate ieșirile din județul Neamț Harghita să fie modernizate. Voi avea o discuție cu președintele Consiliului Județean Harghita în perioada următoare, pentru că degeaba le duc eu până în graniță, trebuie să vină și el din partea elaltă pentru a putea avea o cale de acces modernizată pentru, nu doar pentru cei din Harghita, pentru Moldova. Când ar trebui să înceapă lucrurile? Când vedem tirajele? Mai întâi. Astăzi am semnat, după care vor da drumul la proiectare și eu sper ca termenul de proiectare să fie destul de scurt și să putem să vă vedem în teren. Ar putea începe anul ăsta? Da, cu siguranță. Cu siguranță. Adică, vedeți dumneavoastră, sunt 44 de obiective de investiții. Niciodată, și știți, pentru că ați fost cei mai vechi din presă, au fost aici. Și știți că, cel puțin pe drumurile județene, se investea odată la câți ani, la foarte mulți ani, pe drumul. Uitați că acolo avem 44 de obiective și mai venim cu încă 70 ceva de obiective pe al doilea pachet de aproape 500 de milioane. Deci, așa cum am spus când am preluat mandatul de președinte al Consiliului Județean, vreau să las o infrastructură rutieră modernizată în proporție de 90% a Neamțului. Pentru că sunt om serios și mă țin de cuvânt atunci când spun niște lucruri. Atât despre astăzi în conferința de presă, am vrut să discutăm doar despre subiectul ăsta. Despre celelalte subiecte vom discuta în următoarea conferință. Tot prin infrastructură, dacă se poate, piatra Neamțului, doar imagine. Da, o întrebare bună. După cum știți, am scos la licitație a doua axa de transport pe drumul județean finanțat de fonduri de euro.
din păcate, nu a venit nimeni, nu s-a prezentat. O să indexăm încă o dată valoarea acestui obiectiv de investiții cu o sumă care nu va fi eligibilă și va trebui să fie suportată de Consiliul Județean, dar tocmai pentru că vrem să facem acest obiectiv, vom pune de la Consiliul Județean diferența de bani și sper că a treia oară, ca domnul constructor, vă invităm cu încredere, veniți la licitație și haideți să facem și pe acel obiectiv de investiții, pentru că și obiectivul de investiții axa de transport este extrem de important pentru economia județului Neamț. Și dacă v-ați asociat și v-ați băgat aici, eu nu vă spun ce să faceți. Eu vă îndemn pe dumneavoastră și pe toți constructorii din țară și de străinătate, deși v-am spus, aș fi extrem de fericit să știu că lucrează tot constructorii din Neamț, să vină și să reabilităm și această investiție importantă pe care Consiliul Județean Neamț a inițiat. Ați prea puțin bani sau constructori? Problema e, și eu știu toți cei care lucrează în branșă, față de valoarea acestei investiții, care a fost calculată la sumele de atunci când s-a făcut proiectul, între timp bitumul s-a triplat și valoarea bitumului într-o investiție pe drumul este nu știu cât din investiție. 60%. Și dacă bitumul s-a triplat, vă dați seama că nu mai este rentabil. Și atunci a trebuit să facem indexările pe prețuri. Le-am făcut odată, se pare că n-am fost suficient, o să mai indexăm odată și sper ca data viitoare, sper ca a treia oară să fie cu noroc. Mulțumesc!